La temperaturi de peste 43 de grade anunțate de către meteorologi pentru vineri se va topi asfaltul. Din această cauză, autoritățile instituie restricții de circulație pe mai multe drumuri, iar CFR introduce limitări de viteză ca să evite producerea unor adevărate tragedii. Drumul spre mare va fi de acum anevoios sau chiar imposibil pentru anumite clase de vehicule care accesează autostrada Soarelui. În orice caz, pregătiți-vă pentru cozi interminabile. Măsura se adresează șoferilor care conduc vehicule cu masă totală maximă autorizată mai mare de 3,5 tone. Nici în sudul litoralului nu veți mai putea ajunge cu ușurință. De data aceasta, nu din pricina restricțiilor de pe podul de la Agigea, ci a celor de pe drumul național 39 care duce la Mangalia. Și traficul feroviar se modifică. Din cauza temperaturilor ridicate înregistrate la nivelul șinei, pe mai multe stații vor exista limitări de viteză, astfel că trenurile vor avea cel mai probabil întârzieri. Asta în cazul călătorilor care se vor aventura să vină cu trenul, mai ales că nu toate garniturile dețin aer condiționat. În intervalele orare în care temperatura în sine va depăși 50 de grade, pe tronsoanele unde situația o impune, se va reduce viteza de circulație a trenurilor cu 20-30 de km pe oră față de viteza normală, astfel încât traficul feroviar să se desfășoare în depline condiții de siguranță, spun cei de la CFR Infrastructură.